Înaintea etapei de viteză în coastă, programată în luna septembrie pe traseul de la Voina, iubitorii sporturilor cu motor sunt așteptați sâmbătă și duminică pe platoul Grui, acolo unde clubul sportiv Brothers Motorsport, în colaborare cu primăria, va organiza Cupa Câmpul Lung, etapa a patra a campionatului național de rallycross. Traseul pregătit de organizatori, dar și faptul că mai multe mașini vor lua startul concomitent, asigură din start spectacolul garantat și așteptat de spectatori. Încercăm să readucem în actualitate acest gen de competiții. Nu vrem să promitem marea acusarea, dar ne străduim ca să aducem tot ce are campionatul național mai bun la momentul acesta în Câmpul Lung și câmpul lungenii să se bucure de un spectacol pe măsură. Competiția va debuta sâmbătă la ora 11 cu recunoașteri și antrenamente cronometrate. La ora 13 este programată manșa 1 de concurs, iar la 14 manșa secundă. Duminică, ziua de competiție va începe la ora 10, pentru ca la ora 11 să fie programată manșa 3 de concurs, iar de la ora 12 și 30 de minute vor începe finalele.